Salut și bine te-am găsit la 10 lucruri pe care probabil nu le știi despre Clash Royale. Numărul 1. Baraca de barbari din Clash Royale este foarte asemănătoare cu cea din Clash of Clans de nivel 1. Numărul 2. Probabil mulți dintre voi știți că golemul din Clash Royale are gură, însă golemul din Clash of Clans nu are, ceea ce este foarte ciudat. Numărul 3. Dacă ne uităm mai atent la casele de goblini din campul de antrenament de pe Clash of Clans, putem observa că sunt foarte asemănătoare cu casele de goblini din Clash Royale. Doar că pe Clash of Clans, acele case nu spawnau absolut nimic. Numărul 4. În urmă cu câteva luni înainte să apară locul din Clash Royale, el putea fi vizibil în imaginea din Arena 6 de pe Clash Royale, dar diferența a fost că acea buturugă nu avea cei țepi, dar până la urmă a fost înlocuită cu The Log, iar acum The Log-ul apare în Arena 6. Numărul 5. Barbarii și Knight-ul din Clash Royale sunt de fapt veri, după cum scrie și în descrierea din Clash Royale. Numărul 6. Când X-Bow a fost adăugat în Clash Royale, el a fost setat ca fiind un Air Defense, ceea ce putea să atace doar baloanele, dragonii și toate trupele din Air Defense. Numărul 7. În jocul a fost lansat, băracile cât și colitoarele de elixir erau infinite. Ele nu aveau un timp setat ca în zilele de azi. Pentru a scăpa de ele, trebuia doar să le distrugi. Numărul 8. Înainte la câtul golemului puteam observa un fel de scar de albastru cu semn de fier. Acum golemul poartă pe spate cristal. Numărul 9. Oglinda din Clash Royale avea culoare neagră, dar între timp, cei de la Supercell s-au gândit să scoată această culoare și să o înlocuiască cu o culoare albastră. Mortalul 10. Mortalul și Cannonul avea același număr de cost, 6 elixir. Ele au fost schimbate la scurt timp pentru că era o risipă de elixir. Mortalul a fost schimbat la 4 elixir, iar Cannonul a fost schimbat la 3 elixir. Vă mulțumesc enorm pentru atenția acordată, ne revedem data viitoare. Ciao!